Katia Nopci, la psihologul muzical. Invitații nopții la psihologul muzical. Dragi prieteni, spuneam că o noapte cu surprize, m-am referit și la edițiile noastre, la voturile voastre, pentru că anul trecut ați votat trei emisiuni ca fiind cele mai îndrăgite pe tot parcursul anului 2009. Am rămas cu o singură datorie, cealaltă am achitat-o săptămâna trecută, așa că ultima datorie se achite astăzi. Cu mare bucurie vă semnalez pentru cei care n-aveți internet și bine faceți, pentru că internetul, am înțeles că până la urmă dăunează, radio-ul e singurul care face bine. Sărut mâna, Angela Similea. Bună seara, bine v-am găsit. Și bun venit sau bun revenit, Ovidiu Comornic. Bună seara, bine v-am găsit. Oameni ocupați, noi suntem bucuroși. Oameni ocupați care vin din diverse locuri, de la lansări, de la evenimente. Cât de ocupată a fost Angela Similea în ultima vreme? Să veniți mai aproape de microfoane ca să vă audă cei de acasă. Nu știu să spun. Impresii dacă multe din deplasare. Mai mult ocupată decât altă dată. Într-un fel s-au mai schimbat prioritățile. Păi la asta mă gândesc. Tocmai am avut, ne spuneai, niște concerte, de nepoți. Am început, poftim? Tocmai ne spuneai ceva de un nepot. Despre nepoții mei pe care îi aștept în luna aceasta, spre sfârșitul lunii, aștept. Vin în vacanță. În vacanță și îți dai seama ce emoții și ce bucurii trăim, așteptându-i că ei vin cu noutăți, cu a mai trecut un an, s-au mai modificat, au alte preocupări, poate, pe care au grijă să mi le comunice și sunt foarte... Sunt tratată ca prietena lor. De asta nu se întreb dacă ești confident al lor? Da. Asta e mare lucru. Da. Și ei știu că bunii e vedetă în țara ei. Au aflat târziu, e adevărat, că bunica lor... Oh, da. You are a big star here! Dar cum ți se adresează? Ei cât au fost aici... În România, eu au fost în România până au început școala și îmi spuneau mami. Așa. Ajungând în America, erau mami acolo și atunci mi-au spus mamia. Și eu sunt mamia. Atât. Nici o modificare? Nu. Și când au auzit că Big Star, care era atitudinea? M-au văzut, că n-au știut. Nu le-a zis nimeni? Am fost și eu martor la eveniment. Nu le-a zis nimeni? Serios? Se întâmpla în 2005. Dar ce fecior discret. Cum nu le-a zis nimeni? E rușinos. Dar cum să nu spui? Chiar serios. De exemplu, îți mărturisesc o mică poveste, ți-o relatez. A fost Bricul Mircea anul acesta, nu, anul trecut, parcă, sau anul acesta, nu mai țin tec, dar a fost un mare festival, acolo în Boston, anul trecut, acolo unde locuiește, de curând. Și au fost multe embarcațiuni de astea splendide și era și micul Bricul Mircea și mi-a dat telefon, știi ce este aici? Uite, Bricul Mircea. Și zice, ne-a dat voie să-l vizităm, să așa și pe dincolo. Și tu nu te-ai dus să spui că ești român? Ba da, i-am salutat, au fost foarte drăguți că acolo locuiesc, că nu știu ce. Și tu n-ai spus cine ești? Păi zice, cum să spun? N-am făcut cunoștință. Nu m-a întrebat nimeni. Zic, bine, dar nu le-ai spus că ești fiul meu? Ei, zice, nu, n-am spus. Zic, ce-o fi rușine? Ce nu, mi-era rușine că sunt eu... Că nu sunt capabil să spun că mama mea e cine e. Păi vezi? Dar e ciudat. Asta a rămas frustrare de când era mic. E o ciudățenie, într-adevăr. A rămas frustrare de când și era mic. Și care a fost reacția lor? Zice Ovidiu că a fost de fază. Când era mic, toată lumea se minuna și se, bineînțeles, îi adresau tot felul de vorbe, oamenii ținându-l de mână, realizau că e copilul meu și așa cum era, pardon, așa cum era firesc, nu lumea se manifesta. Și pe el chestia asta l-a stresat foarte mult și dacă eram în țară, nu mergea niciodată cu mine de mână sau de braț, totdeauna trebuia să fie o distanță între noi. Asta după înțeleg. Aceea, aici dar că înțeleg. Eram afară din țară, era cu totul altceva. Aici îl înțeleg, în mare parte îl înțeleg, nu e foarte comod. Deci, Ovidiu, ai zis că ai văzut o fază când au aflat cei mici. Eram martor la ce s-a întâmplat, se întâmpla în 2005 la Calatis. Da. Atunci au văzut-o pentru prima dată pe scenă și atunci au văzut cu mulțime acum? Da. Atunci au văzut la repetiții, cel puțin când a făcut probele, când toată plaja a venit la autografe, au rămas
copiii șocați pur și simplu și s-au tot uitat, erau fascinați de tot ce se întâmplă. La un moment dat îi spune seara Kiki: dar trebuie să vorbim cu Peter să-ți cumpere o limuzină, tu trebuie să umbli cu limuzină. Genial, asta da, vezi cum gândesc americanii? Tu trebuie să umbli cu limuzina, nu se poate așa ceva. Ei, vezi, asta e percepția copilului american. Da. Deci. Și bineînțeles că la autografe, Kiki avea atunci câte? Acum 5 ani, cât avea? 7-8 da, ani? Da, da. Făcea ordine la autografe. Nu vă înghesuiți că primiți toți, aveți răbdare. Iar deja făcea ordine. Deci ai un PR. Da. Poți să spui că ai un PR. Am. Că știe cum se procedează. Da. Excelent, într-adevăr. Dar e ciudat puțin că totuși copiii, chiar dacă au o jenă și o reținere, spun, se mai mândresc. Da. Că am mamă, am o bunică. Păi vreau să spun că, mă rog, copiii, da, copiii se laudă. Au intrat pe YouTube, au văzut toate alea, arată la toată lumea. Le-a anunțat, și-a anunțat colegii că, uite, asta e bunica mea. Ce bunica ta? Hai cu mine! Și i-a arătat pe YouTube și după aia fotografii din casă. Vezi că e bunica mea? Ăștia amicii, da. Fiul meu nu. El nu s-a schimbat în direcția asta. Nu, nu. E foarte mândru, e foarte, dar nu... Dar nu o spune. Da, e o persoană modestă, o persoană normală. E mare lucru. Da. E chiar mare lucru. Deși cred că e ușor și frustrant în același timp. Încerc să înțeleg ambele situații. Bună seara! Așteptăm surpriza la mulți ani, Nico, și mare surpriză, într-adevăr. Oamenii transmit urări pentru că se bucură că te văd și vă văd pe amândoi. Unii dintre ei vă și văd, alții doar vă aud. Tu ai avut un eveniment concertistic, lansare, eveniment da, de disc. Am avut un eveniment, o lansare cu Monica Angel. E vorba de un proiect muzical, aș zice eu, inedit, pentru că Monica cântă un stil de muzică cu totul deosebit. Albumul se numește Lacrimă de Jar, alături de orchestra Mahalarai Banda. Sunt piese compuse de Ionel Tudor, de Temistocle Popa, pe versurile Andrei Andrei și readaptate. Și sunt reorchestrate în stilul specific al acestei orchestre de lăutari care se bucură de mare succes în Germania. Ei având... Deci e marfă de export. E marfă de export. Nu, e marfă pentru noi aici. Rămâne la noi ce avem noi deocamdată, discul ăsta. Dar, într-adevăr, e ceva special. Și drept dovadă a fost și numărul mare de oameni care au venit să o asculte pe Monica. Mă rog, ea cântă orice gen. Da, e o surpriză, într-adevăr. Și faptul că fratele, care de obicei era preocupat de arte plastice, da, ăsta e discul ei singur și săptămâna viitoare, pe asta vreau să zic, săptămâna viitoare vom lansa un alt disc cu 12 cântece, sunt toate preluate din repertoriul internațional, sunt evergreen-uri, American Woman, Sex Bomb, Kiss. Deci ai două lansări în două săptămâni. Da, săptămâna viitoare se va lansa acest disc Alexandru și Monica Angel. Alexandru fiind fratele lui Monica, Alexandru care cântă foarte, foarte bine. Habar n-aveam și n-am avut. Nici Monica nu știa. Și nici Monica nu știa. Ca să vezi că mai sunt și familii care au probleme de genul ăsta de comunicare. Da. Săptămâna viitoare. Să-l descopere. Da, da. Săptămâna viitoare pe 11 iunie. Ea așa a declarat. Și eu, mi-a zis și mie, am pus aceeași întrebare și mi-a zis și mai Andrei, jur că nu știam că el știe să cânte. Zic, păi cum mă, dar stat în aceeași casă, cum nu știai? Nu a plecat ea de mică de acasă. E diferență de vreo 10 ani între, dacă nu mai mult. Da, nu poți să nu știi despre fratii tu, că bine, păi, așa, omul picta foarte bine. Și pictează în continuare. Pictează în continuare. Și asta a fost un hobby. Frumos. Pe 11 iunie se va lansa acest disc la Carrefour Orhidee. Acolo va fi un mare concert cu ei doi, da. Deci Monica în curând va naște, adică mai la toamnă. În curând, în septembrie, da. Așa, mai la toamnă. Și e pusă pe treabă, că a zis că asta maxim o lună jumătate stă cu ăla mic să-l alăpteze, după care ea vrea să continue. I-au zis, ce facem acum? Așa că, uite, mi s-a întâmplat și mie. Da. Tot așa, cât o lună jumătate am stat și apoi... Și gata. Da. Păi am zis, acum am scos... Dar asta e tipic artiștilor sau femeilor active? Nu neapărat. Persoanele active așa fac, nu? Simt nevoia să vină la eu treabă. Eu am fost nevoită, pentru că am făcut o complicație după naștere la o lună jumătate și n-am mai putut să alăptez copilul și atunci pentru ce să mai stau acasă? Că de regulă copilul își ține mama foarte aproape în situația respectivă.
Și pentru că o aveam pe mama mea, știți cum e cu arma la purtător, așa. O aveam pe mama care ne-a promis că are ea grijă de copil ca să nu angajez pe cineva. Eu nu prea am încredere în persoane străine când e vorba de copii. Și pentru că eram în plină muncă, în plină ascensiune, e foarte greu să întrerupi. Este complet de greu să întrerupi. De asta am întrebat dacă ține de carieră, ține de activitate. Eu am lipsit o lună și jumătate din, pentru că am cântat până cu o săptămână sau 10 zile, nu mai țin exact minte, înainte de a naște. Am născut prematur. Și totuși, după o lună și jumătate, au existat voci care au spus ai, numai, că nu mai aduce niciun câine la casa de bilete. Sigur că s-a demonstrat. Existau malițioși care să spună așa ceva? Existau și pe atunci. Credeam că doar nu, acum. Existau și pe atunci. Da. Nu era așa cu voce tare, da, și cu atâtea spații de exprimare. Ideile, știi, dar totuși. Trist, într-adevăr. Eu zic să intrăm și în atmosfera muzicală și până vorbim și despre unele și despre altele. Începem cu o piesă care este, înțeleg, foarte dragă și ție în egală, da, măsură. Așa este. Urmează și volumul al câtelea? Cu volumul al, volumul 4. Așa. 4, dar al doilea pe 80. Așa, pe, nu, ca anii să 80, știe. Volumul 4, anii 80, da. Mai la toamnă? Urmează în toamnă, da. În toamnă vor fi două lansări, va fi acest volum 4 și discul cu piese noi, la care... Împreună sau separat? Nu, e separat. Da. Discul Angela Similia singură, gata, așa, cu împreună, că tu, am mai făcut unul duet, după care mai lăsăm scoate ea discul singură, așa, și după aia facem încă un disc de duete. Dar ai scris vreo piesă pentru albumul? Bineînțeles. Da. Te-ai băgat și acolo, normal. Da, păi l-am rugat, l-am rugat frumos. Câte piese ai tu acolo? Păi, vor fi câteva piese, vor fi. Am un obicei care cred eu că nu este tocmai cinstit, dar nu știu altfel. Fiind, având un ochi, hai să zic, format în, al esteticului, povestea asta s-a transferat și aici. Mai întâi să am mai multe piese și după aceea aleg. Corect. Păi asta e corect. Pentru compozitor nu e corect, dar pentru tine e corect. Da. Deci dar nu e corect din partea mea. Nu, și eu zic am mai normal. Mulți compozitori. Deja sunt scrise câteva, dar acum începem să alegem. Și bineînțeles că atunci când o să aleagă, o să fiu acolo și o să zic asta nu și alegele pe glumesc, îți dai seama că... Nu, dar n-ar fi foarte grav dacă faci așa. Nu. Nu, dar mie mi se pare, pentru un artist care are cota pe care o ai, e foarte corect. Nu văd nimic. Ce cotă? Despre ce cotă vorbim? Cea reală, nu cea pe care ți-o atribuie unii și alții care acum au aflat că, ca și nepoții tăi. Adică eu vorbesc de cota reală, nu vorbim de ce se induce. Asta am văzut. Eu aș fi spus altfel, un artist care se respectă și respectă, așa procedează. Păi da, așa și trebuie. Chestia asta cu cota. Nu, da, în condițiile de acum, când nu mai e, tu poți să ne confirmi dacă eu greșesc, dar eu parcă țin minte că compozitorul suna artistul, pormă suna artistul, compozitorul și domnule, n-ați vrea să împace și mie o piesă că trebuie să am o... Deci era o relație de căutare, acum nu se mai caută nimeni cu nimeni. Nu acum știi cum producătorul comandă. Păi vezi? Da, vreau... Și în sfârșit am prins un producător și dăm în cap. Adică tu vei fi. Nu, eu am sunat și am vorbit cu mai mulți compozitori și am rugat frumos să se gândească, să ne propună. Ne-au propus unii dintre ei, am ales de la fiecare câte trei piese, urmând ca după aia să selectăm... Păi prima ta piesă când ai ieșit în lume, nu în calitate de autor, ci de solist, cum a ajuns la tine? Păi prima mea piesă, bine, când eu dădeam telefoane să... Păi vezi? Da. Păi nu, dar spune, cinstit, că e bine că cei tineri n-au de unde să știe cum funcționa. Comandam piesele, le plăteam, le... Păi, nu rugai pe cineva? Da. Dar nu exista un producător de maniera celor de astăzi. Păi nu. Clar, nu exista. Și atunci voi vă acest adresați intermediar. La început? Noi ne adresam în situația în care eram necunoscuți. Atât. Exact. Atât era. Da. Sau se mai întâmpla să ai o emisiune de televiziune deosebit de importantă și să dorești o piesă nouă. Și atunci, în funcție de momentul și de inspirația momentului, sunai.
Dar asta era deja mai târziu, nu era în prima etapă. Nu, dar contează să se știe că mecanismul s-a schimbat radical și, față de anii 70 și 80. De aceea compozitorii erau foarte buni prieteni cu interpreții. Era ca și o familie. Era, se crease o familie. În timp ce acum... Acum nu știu. Acum e vorba care dă mai mult, știi? Cât cu, da, e vorba chiar de bani, totul se rezumă la bani, din păcate. Asta e. Și atunci calitatea suferă. Și calitatea suferă. Și tocmai de asta se nasc foarte mulți artiști, lansează în fiecare an câte un disc. Eu sunt compozitor, sunt producător. Eu am lansat în 2005 când vin acasă și anul trecut am lansat, iartă-mă dacă ți-e dor. Bine, dar tu ai fost ocupat. Păi nu e vorba, că și înainte, tot așa, din 3 în 3 ani, 3-4 ani. Nu ai timp și să-ți faci piesele cunoscute. Corect. Și nici... Este multă muzică, se scrie mult. Exact. Și se difuzează. Se difuzează haotic. Cum se difuzează. Haotic. Noroc cu internetul, că... Da. Pun aici și o... cu fanii, care au grijă să le placeze unde trebuie. Și aici tu stai foarte bine. Avem... Și Ovidiu. Și Ovidiu stă foarte bine, da, că i-am aici printre prieteni. Uite, chiar au trimis deja mesaje. Sunt prezenți. Vă citesc o întrebare, după care difuzăm prima piesă. Am o întrebare pentru invitați. Cum alegeți piesele care apar pe albume și ordinea în care le așezați? Există vreo regulă? E mai bine ca un album să înceapă cu o piesă mai ritmată? Sau trebuie să fie piesa care dă titlul albumului pe disc? Manuela, 21 de ani, e o întrebare firească pentru vârsta, da, la care e. Și o să-i răspundem după când. Răspundem după aceea. Sigur. Bun, da, da. Și atunci, pe parcurs, citești și toate celelalte întrebările. Iată, Lioness, pe care o cunoști foarte bine, trimite o poză cu tine ca să nu te uiți tu pe tine. Și ce noapte de excepție vom petrece alături de voi cu drag. Minunile sunt lângă noi. Uite, la mulți ani, Nico, și e o fotografie cu tine, ești cu cămașa albă. Deci nu, da, nu e de acum. Nu e de acum. Puțin acum e marinar. Acum ești marinar. Ascultăm prima piesă, nu e nevoie să o mai anunț pentru că o știe toată lumea, după care citim toate mesajele voastre.
Psihologul muzical este disponibil pentru dumneavoastră la 021 312 10 54 sau 021 31 23 558. Adresa de mail care vă stă la dispoziție este andreipartos54@yahoo.com. Din nou împreună, după Albastru Infinit, piesă din ce an? Păi din anii 70. Păi nu, lasă anii 70. Nu știu, poate ne spune Angela de când a fost momentul apariției prime cu piesa asta. Cred că a fost în 71. Și conjunctura? L-am lansat într-un prim show de televiziune pe care l-a făcut Titus Munteanu. Iată, e bine să-l știe și alții. Era și prima lui emisiune realizată de Titus Munteanu în televiziunea română. Atunci au fost două premiere mari. A fost un debut. Citesc rapid mesajele ca să nu se supere copii. O salut cu mare drag pe doamna Angela Sibila, mi-e tare dor de ea și nădăjduiesc că ne vom revedea curând. Le transmit multă sănătate și împlinire atât dumneai cât și lui Ovidiu și felicitări amândorura pentru cei 40, respectiv 20 de ani de carieră. O noapte frumoasă în continuare, Cipriana din Suceava. E valabil cu cifrele astea ca să nu... Da, da. Să nu inducem. E valabil și vă dați seama că mi-e foarte drag că un copil de 15 ani, 16 ani, așa, nu știu exact cât are, mi-a scris, noi am cunoscut-o când am fost în turneu în Suceava. Da, da, da. Era Cipriana? Unul din copii, da. Era unul din copiii care au venit întâmplător să vadă nu spectacolul, și să vadă verdetele de la București. Frumos. Și n-au mai plecat. Și iată că sunt și au venit să ne întrebe de ce n-au voie să ajungă la muzica noastră. E o întrebare corectă. Da. Și așa s-a născut colecția de melodii 70, 80 și așa mai departe. Pentru că oamenii trebuie să aibă posibilitatea să decide ei ce vor și nu să li se spună. Ne-au mărturisit că n-au mai putut pleca pentru că ce-au văzut ei nu credeau că există în România, că muzica noastră are mesaj. Copii. Răspuns la întrebarea pe care a adresat-o Manuela de la București. Da. Nu e o regulă ca, mă rog, piesa care dă titlul albumului să fie prima. Depinde fiecare cum. Eu, de exemplu, vă spun cum procedez eu. Piesa care este hitul, cum ar veni, ăla e primul. Care e promovată cel mai mult, care o știe lumea, pentru că știm cu toții că un disc se vinde datorită unui cântec pe care îl promovezi. Că descoperi 10 cântece frumoase, asta e cu totul altceva, sau poate descoperi 2 sau 3. Dar nu e o regulă să... Asta acum, dar în perioada dinainte de 90, absolut toate piesele de pe album erau șlagări. Păi da, că erau difuzate și erau cunoscute. Dar ordinea era inversă. Ordinea nu de pe disc. Întâi se difuzau la radio și pormă ajungeau pe disc, sau era ordinea de a scoate discul și pormă ajungeau la radio? Nu, pentru era că obligatoriu, nu era o regulă. Acum de obicei se procedează în felul următor, se promovează o singură piesă, care oricum ajunge pe internet și se downloadează gratis. Și pe urmă celelalte, săracele, rămân necunoscute. Iar celelalte vor fi descoperite pe disc, cei care cumpără discul. Cum vânzările acum, în perioada asta, merg din ce în ce mai rău, slavă Domnului că muzica noastră chiar se vinde în comparație cu alte genuri muzicale. Dar sunt în scădere, pentru că asta e situația economică prin care trecem. Asta e chiar firească. Asta e. Poate o să ne spună Angela cum e peste ocean. Peste ocean. Cum este peste ocean? Dacă se simte criza și la nivelul ăsta al familiilor și chiar și al achiziției de muzică. Pentru că asta știu, cunosc mai puțin. Dar la nivel de familie se simte. La nivel de familie, da. Se simte. Depinde de profesii. Depinde unde, de exemplu, zona petrolului unde lucrează fiul meu, nu. Dar în alte domenii se simte. Dar în alte domenii, da. Și cel mai tare se simte criza în magazine. Adică puterea mai de cumpărare. Păi asta vreau să spun, imens, că dacă în America e așa, oamenii trebuie să știe și acest lucru. Că noi încercăm să ne furăm căciula, dar trebuie să conștientizăm. Și vreau să dau și eu un răspuns domnișoarei de 21 de ani care a pus întrebarea cum se alcătuiește un album.
Există mai multe modalități. În cariera mea am probat mai multe modalități. Poate să cântecele pot fi culese pe o anumită temă și în funcție de titlul sau de textele cântecelor respective poți să construiești o poveste și am făcut așa ceva. Poți să ai, într-adevăr, cum spunea Ovidiu, o piesă cunoscută și toată greutatea merge pe acea melodie. Poți să alcătuiești o piesă ritmată, două lente sau invers, în funcție de personalitatea albumului respectiv. Deci sunt foarte multe. Adică nu e o rețetă unică. Nu pe este care o rețetă urmezi. Unică. Și, nu este. Și cine... Sunt foarte mulți care pur și simplu termină piesele și cum le-au terminat în aceeași ordine în care le-au. Sunt și oameni care fac așa, da, dar sunt, care n-au producători. Sunt. Mă rog, nu știu. Probabil că n-au. Și de multe ori pot avea o inspirație perfectă. Să se potrivească. Se poate, da. Să știi că producătorii nu întotdeauna au cele mai bune idei. N-am spus. Acolo unde, adică acolo unde sunt. Iar rețeta succesului la public nu se cunoaște. Dacă oricine are pretenție să spună eu am, nu. Nu, categoric. Nu știi niciodată. Că era o vorbă, se circula aici prin lumea artiștilor și mai ales a compozitorului, mă duc să mai scriu un hit. Da, da. Adică ei știau dinainte că... Da, care este. Care existau niște rețete, într-adevăr, și există niște rețete ce se poartă acum, dar de aici și să bagi mâna în foc, ce-i scris tu este, va deveni imediat hit. Nu există nicio garanție. Acum, nu există garanție, dar spun, e ca picătura aia chinezească, știi, dacă un cântec care e difuzat de 1000 de ori pe toate canalele de televiziune muzicale și la radio și nu știu ce, la un moment dat începe să fii dependent, să-l asculți, să mai fredonezi, dar asta nu înseamnă că, mă rog, și cumperi discul ăla că-ți place, că dacă l-auzi de atâtea ori. Dar trebuie să aibă un sâmbure de ceva ca să trebuie te facă să-l reții. Da, poți să îl reții și la modul că te enervează, pur și simplu. Deci poți să reții de nervi. De nervi. Dar publicul mai are un criteriu. Dacă îi place un artist, îl cumpără. Categoric. Păi, exact, nici nu mai trebuie să... Aici există și varianta ca să nu mai conteze ce cânti. Da. Exact. Se întâmplă și asta. Da. Sunteți adepții single-urilor? Care este diferența dintre un LP și un EP? Știu de la părinți că înainte existau discuri single, acum parcă nu prea mai am mai auzit de ele. Poate Ovidiu să-mi explice dacă sunt profitabile și dacă ajută artistul într-un fel sau altul. Mihaela, 19 ani, din Buzău. Aici nici asta Ovidiu e. Nu poate explica pentru că single-uri nu mai există. Păi asta e partea, pentru că sunt costurile foarte mari și atunci dacă, deci indiferent că pui 10 cântece, că pui un cântec singur, sau tot două același cântece, consumie. Deci aceleași costuri le ai și atunci nu rentează, nu poți să vinzi un disc cu o piesă cu un leu, de exemplu, când tu ai costuri de 3 lei. Nu, se spune că single-ul este de fapt piesa care e lansată singură, da, și nu pe un suport. Păi... În America și în Europa se mai folosesc și CD-uri single, la care se mai pune un remix, se mai pune și iese de vreo 10-15 minute acolo, ca să în discoteci se folosesc totuși CD-uri single. Bine, e o altă piață de desfacere. Dar ca să-i răspundem ei, înainte erau pe vinil și atunci 45 de durații erau foarte clare, aveau o piesă pe față, o piesă pe dos, în cel mai fericit caz două cu două, pe când 33 de durații însemnau cam 34 până în 40 de minute, împărțite între fața A și fața B și se folosea cu pick-up, stimată domnișoară, probabil că părinții au uitat să vă spun că se mai folosea și pick-up, care avea AC și care se rupea și trebuia să cumpere altul și tot așa. Uite, vezi, dacă eu am vreun regret, asta e regretul meu, știi? Că nu mai există pick-up-uri. Că nu, că eu nu am pur și simplu un disc de vinil. Disc de vinil cu muzica mea. Îți dau eu de la mine. Nu cu muzica mea și cu... Cu muzica ta, da. Pot să-mi fac. Bine, dar n-are același farmec. Are. Tu știi ce bine sună? Eu am auzit... A făcut și Andrie și a făcut și Alifantis album de vinil pentru colecționari. Tiraj mic, presat în Germania, sună splendid. Are o căldură, trebuie să ai cu ce să-l asculți. Ce drept un pick-up de 1000 de ani. L-am. Vezi? Asta e. Ce-mi place piesa asta, e preferata mea. Mulțumesc, Georgeta din Călăraș, a mulțumit pentru piesa cu albastru infinit. Citesc și mesaje de la început, dacă le voi vedea.
până acolo, până când se ridică. Pe Angela, dragilor, o iubesc de când mă știu. Am 16 ani. Și de vreo 11 ani am intrat în contact cu muzica asta. E bine, de atunci nu am mai plecat. În turnee a fost un vis împlinit. Am cunoscut oameni extraordinari, cum nu aș fi crezut că este posibil. Le mulțumesc pentru datorită Angelei, sunt cum sunt, e Cipriana de care vorbesc. Cipriana, da. De asemenea, Phoenix, sărut mâna Angela, îmi pare teribil de, mi-era teribil de dor să vă aud și să vă văd, salut și pe Ovidiu, o surpriză superbă, mulțumesc, așa, deci sunt și forumiștii care au aceleași reacții. De asemenea, mai am aici încă o fotografie și încă un mesaj. Da, lansarea de astăzi a albumului Monica Angel a fost cu totul deosebit. Felicitări, Ovidiu, felicitări din suflet și pentru acest album, cât și pentru tot ceea ce faci pentru OVO Music și nu numai, adică ce faci tu pentru tine. De fapt, asta e ideea. Îți mulțumesc și pentru tot sufletul, pentru, prin activitatea ta minunată, ne faci viața mai frumoasă. PS, voi posta cu drag și fotografii de la lansarea de astăzi. Deci, a, o, să, de deci deja, o, să, da. O să aflăm cum, ce ținut ai avut. Off topic, așa, Nico a mulțumit pentru urări. Fotografia este de la Deva. Deci a fost la Deva acolo, după concertul Deva, susținut de Ovidiu și doamna Angela Similea. Andrei, surprize, surprize, o doamnă a muzicii românești, mai proaspătă decât Florin Piersic, nu fără alba aveți cumva, mă întreabă mine, și un cetățean al lumii de dincolo de bine sau rău. Frumos v-a spus. Aici Carmen ne trimite o fotografie cu copilașii ei și vă urează toate cele bune. Asta din Bacău e Carmen. Da, sigur că Carmen Șerban, pe care o știi. Mulțumim, știre mulțumim, de ultimă oră, Angela Similea va fi în emisiunea lui Andrei Paltu și în această noapte la Radio România Actualități. Așa scrie. Puteți asculta online și totodată vedea în direct imagini în studioul emisiunii. Deci cineva a dat această știre, așa că acum știu mai mulți. Un albastru infinit de dragă, dragă Angela, de acolo, de sus, din albastru ceresc, ne privește neobosit cineva și ne întinde mâna să ne, mă rog, mâna sa, să poposim o clipă cât o viață. Și totdeauna minunele și înfăpturile sub geana nopții încărcate de gândurile omului frumos. Mihaela.ro. Bănuiesc că știi, e o mare fană. Păunescu Loredana, bună seara invitaților, sper să difuzați și piesa mea preferată, Minunile sunt lângă noi. Avem? Da, cum să avem? Atunci o să difuzăm. Mulțumim, Andrei, pentru această superbă noapte muzicală. Multă sănătate, doamne Angela. De asemenea, despre acest telefon este vorba, nu știu despre ce telefon e vorba, dar în sfârșit va începe mâine, respectiv azi sâmbătă 19:30 pe TVR, TVR3. Fondurile adunate se vor dona copiilor orfani. Deci e o acțiune. Da, e un teledon unde vom fi noi. Unde vom avea, ziceți voi, noi, da, ziceți voi câteva cuvinte ca să putem difuza pe o piesă. Mâine seară e un teledon în strângere, mă rog, în scopul de a strânge fonduri pentru a construi un orfelinat pentru. Și participați și voi. Da, vom cânta și noi două cântece și vom fi alături de. Sărut mâna, doamna Angela, de când vă aștept în emisiunea Domnului. Așa, mă bucur nespus de mult să vă ascult, să ne trăiți cu sănătate, cu multă stimă și respect, Adalbert. Mulțumesc frumos. De asemenea, bună seara, din câmpul lung Mușcel, un gând senin, plin de respect și aleasă prețuire și pentru cei doi artiști ce îmi încântă sufletul în fiecare zi, Alina OK. OK poate fi o localitate, nu știu dacă... Oh, da, așa? OK. Bună seara. Mulțumesc, Alina. Bună seara, poate fi Ovidiu Comornic. Da. Păi, Alina, OK, da. E... Hai mă zi. Da, Ovidiu Comornic. Uite, acum mă prind. OK, mamă, da. Hai să spun, OK este colecția de parfumuri pe care eu am lansat-o la începutul lunii mai. Am lansat o colecție de parfumuri. Deci ea și-a dat numele după tine. Da. Sau după parfumul tău. După parfumul, așa. După inițialele. Așa, am poate înțeles. Poate a cumpărat parfum. Da, da, probabil. Poate că asta i s-a întâmplat. Bună seara, Angela, Ovidiu, când un spectacol la Iași, Loredana, fan club Ovidiu Comornic, întreabă. Zi. Păi o să facem și la Iași, în toamnă cred că o să ajungem și la Iași. În vara asta e o vară destul de agitată. Zi piesa care urmează și după ce bine îmi pare, ce bine îmi pare că vin știrile. Că vin știrile, da. Schimbând zahărul cu sarea,
m-ai întrebat, îmi place, chiar de-am înghițit cu ace, ți-am răspuns zâmbind că da. Mi-ai luat o roche nouă, pot să fac din ea vreo două de plouă. Când m-ai întrebat, îmi place, fiindcă e la patru ace, ți-am răspuns zâmbind că da. Să iasă totul bine, nu ține. Faci atâtea pentru mine, chiar de stângaci din fire, dar răspuns în bine așa. Iubire, ce bine-mi pare, rază de soare, că ești în viața mea. Iubire, mai presus de toate, greșești cumva. Iubire, ce bine-mi pare, steaua mea răsare chiar din privirea ta. Iubire, ce bine-mi pare, că-n viața întreagă să-ți dărui dragostea. Iubire, lumea este pentru mine, culoarea ta. Și avem o viață întreagă în față, să susținem dragostea.